Grav accident de circulație în localitatea Plopeni din orașul Salcea. Un bărbat în vârstă de 72 de ani din localitate a murit după ce a fost lovit de o mașină. Un șofer de 36 de ani din Suceava, în timp ce conducea un taxi, l-a surprins și accidentat pe bărbatul de 72 de ani, care s-a angajat neregulamentar în traversarea străzii. Victima se îndrepta spre casă și mai avea câțiva metri până la domiciliu. Potrivit martorilor, impactul a fost foarte puternic, pietonul fiind aruncat în aer și proiectat la mai bine de 7 metri distanță. La fața locului a ajuns o ambulanță SMURT care l-a preluat și l-a transportat pe bărbat la spitalul județean. Din nefericire, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, cu toate că au efectuat manevre de resuscitare mai bine de 30 de minute. Polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier pe DN29, care face legătura între Suceava și Botoșani. Din verificările efectuate s-a constatat faptul că un pieton localnic din Plopeni, în vârstă de 72 de ani, în timp ce traversa neregulamentar strada pe raza satului Plopeni, a fost surprins și accidentat grav de un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 32 de ani din municipiul Suceava. În urma accidentului, persoana vătămată a fost transportată la unitate medicală, însă ulterior, în jurul orelor 20-45 de minute, aceasta a decedat. Șoferul a fost testat cu aparatul electrotest, rezultând o valoare negativă, iar pietonului, persoanei decedate, au fost recoltate direct probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.